Constanțenii s-au luat la ceartă în această dimineață în fața centrului de vaccinare. Încă de la primele ore ale dimineții, oamenii s-au prezentat la centrul de vaccinare. Aproximativ 30 de persoane așteaptă la rând pentru a fi vaccinați. Etapa a doua de vaccinare continuă cu persoanele vârstnice și cele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă, dar și cu angajații din domenii cheie de activitate. Din cauza vârstei, ce să facem? Ne protejăm. Trebuie. Suntem bolnavi, avem boli cronice. Vârsta, bolile. De la ce oră se-ți prezentă la centru de vaccinare? Păi de la 9 să intrăm aici, de vreo 10 minute, un sfert de oră. Înghețați de frig, constanțenii au stat și au așteptat cu nerăbdare să fie imunizați. Cei mai mulți dintre ei sunt nemulțumiți că nu se respectă programările. Mulți vârstnici se deplasează foarte greu, așa că au nevoie de însoțitori care să-i ajute. Momentan, asta e singura variantă prin care te poți redresa. De cât timp așteptați la coadă? Păi să zic că sunt vreo 10 minute. Sunt programat la ora 9 și am venit la 9 fără 10. Acum cred că e 9. Sunt înghețat de frig. Da. Abia așteptam vaccinul ăsta. Abia așteptam, da? Să vină să se vaccineze, că este foarte bine. Este în favoarea noastră, mai ales că este gratis vaccinul. Este, nu durează, nu doare, nu durează mult. Că sunt o grămadă de deștepți care spun că nu trebuie să facem vaccinuri, că nu sunt bune. Ei să nu fac. Le-am făcut de mic copil și le fac și acum. Constanțenii care vor să se imunizeze se pot programa în continuare pe platforma națională pentru vaccinarea împotriva COVID-19.